Fiind în această dimineață în armonia cântării de laudă și nu neapărat fascinați sau purtați, așa cum spuneam într-o împrejurare, ca pe un covor al lui Aladin, așa duși, noi trebuie să știm și să înțelegem că Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus Hristos, Duhul Sfânt și jertfa de la Golgota a fost promovată în aceste cântări care le-am ascultat. Lăudați să fie Domnul pentru aceasta. În urmă cu ceva ani de zile, știți foarte bine că la noi în biserică am avut un seminar biblic timp de 4 ani de zile cu oameni deosebiți și în anul 3-4 fratele Vrăbioru, Petrică Vrăbioru, ne prezenta teologia închinării. Foarte pe scurt, eu am avut ocazia să stau mai mult de vorbă cu dumnealui în ce privește această lucrare, deoarece ca unul care am procedat la închinare, la cântare, la compune, la a merge și a evangheliza prin cântare, am fost curios să știu oare ce am greșit până acum, oare ce am făcut ca să nu fie bine și ce am de făcut în continuare ca închinarea mea, într-adevăr, să fie autentică, biblică și primită înaintea Domnului. Pentru că ori de câte ori voi când vă adunați la oaltă, dacă unul are o cântare, două, trei, patru, dacă unul are o vorbă în altă limbă, dacă unul are altceva, tot ce faceți să se facă spre zidirea sufletească. În momentul în care biserica este zidită, sufletește și Dumnezeu este înălțat. Când Dumnezeu este înălțat în închinare, biserica se zidește, sufletește. Dacă ați fost atenți la ceea ce am citit, în paranteză spun că sigur, înainte ca să terminăm seminarul, frații ne-au provocat, frații profesori, să scriem câte o lucrare de diplomă și eu, bineînțeles, mi-am ales această ramură a închinării prin muzică și mi-am dat seama atunci că tare puține cărți s-au scris despre muzică. Foarte puține. Eu vorbesc despre muzica bisericească acum. Nu vorbesc despre muzica aia că do major și la Pentecostal și la, știu eu, la Marturii lui Jehova. Tot așa sună. Am început să caut și am găsit câteva cărți. Una o aveam acasă și am început să le răsfoiesc. Aveam și seminarul scris al lui fratele Vrăbioru. Și consider că este bine ca în această dimineață câteva lucruri foarte importante care trebuie să le știm. Pentru că noi când venim la biserică, unul din scopurile cu care venim la adunare este să ne închinăm, nu este așa? Să ne închinăm Creatorului, să ne închinăm Celui care merită închinare. Închinarea prin muzică. Dacă ați fost atenți la ce am citit, Mântuitorul se oprește la fântâna lui Iacov. Ucenicii se duc în sat, în Samaria, să aducă ceva de mâncare și vine o femeie ziua în amiaza mare să scoată apă. Dă-mi să beau. Șocată îi zice femeia, tu, iudeu, cer de la mine să bei, ceri apă de la mine? Între noi și voi nu este nicio legătură, așa știau ei. Iudeii îi considerau pe samariteni câini. De aceea când vine acea femeie, mai țineți minte acum vreo 2-3 săptămâni în urmă, când vine acea femeie la Iisus și zice, ai milă de mine, fiica mea este muncită de un duh. Și striga și ucenicii ziceau, dă-i drumul odată că ne face de râs aici. Și Mântuitorul și zice, nu-i bine să iei pâinea de pe masa copiilor
și să o arunci la căței. Da, zice femeia, ai dreptate, dar și căței se satură cu fărâmiturile care cad de la masa stăpânului. O, femeie, mare ți-este credința, facă-se după credința ta. Și vine acea femeie la fântâna lui Iacov, scoate apă, intră în discuție, Mântuitorul de fapt provoacă discuția și ia cu nedumerirea ei întrebarea care o avea de mult timp în minte. Se gândea poate, măi, iudeii ăștia se duc la templu și se închină. Părinții noștri au zis că trebuie să ne închinăm pe munte. Cine are dreptate? Auzi, văd că ești un proroc, că mi-ai descoperit niște taine. Nu zice, văd că ești un proroc, văd că ești proroc. Nedumerirea, întrebarea mea este, voi ziceți că la templu părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta? Femeia, a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe munte și nici în Ierusalim. Mântuitorul vorbește și provoacă discuția și o duce într-acolo nu despre închinare, vorbește despre închinători. Pentru că astfel de închinător dorește și Tatăl. Domnul Iisus, încă o dată, nu vorbește cu femeia aceasta despre închinare, ci vorbește despre mine și despre tine, despre închinător. Despre închinători. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. Cum o fi închinarea asta în Duh și în adevăr? Vorbeam chiar acum zilele acestea cu cineva, fiind zilele trecute plecat în România cu Semi și legat de acest subiect că am putea să vorbim zile la rând, săptămâni întregi și eu să-mi susțin părerea mea, tu să susții părerea ta și să n-ajungem la nici un rezultat. Și spuneam în felul următor, eu așa înțeleg din Scriptură. Din moment ce Domnul Iisus zice și enunță un principiu pentru că astfel de închinător dorește și Tatăl, înainte ca Domnul Iisus, cerul întreg să privească la închinarea bisericii, închinarea grupului Eldad, închinarea mea, închinarea ta, privește mai întâi la mine și la tine. Prima carte a Scripturii, unde apare prima închinare, prima jertfă. Capitolul 4, de la versetul 3. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Auziți acum, Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui. Dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Înainte ca să am pretenția ca biserica și cei care mă ascultă să se închine împreună cu mine, eu trebuie să fiu un închinător adevărat. Dumnezeu privește mai întâi la închinător și apoi la jertfă. Spune Mântuitorul într-o prejurare, vă spun că în ziua aceea vor veni mulți și vor zice, n-am predicat noi numele Tău,
n-am făcut noi semne în numele Tău, n-am prorocit noi în numele Tău. Adevărat, adevărat, vă spun că li se va zice sau le voi zice, niciodată nu v-am cunoscut. Plecați de la mine pentru că ați lucrat fără de lege. Dumnezeu să ne păzească, dragilor. Dumnezeu să păzească sufletele noastre, trupurile noastre, duhul minții noastre. Pentru cei care cântați, pentru cei care lăudați pe Domnul prin cântare, promovați textele cântărilor care sunt 100% biblice. Promovați aceste lucruri pentru că Hristos trebuie cântat. Hristos și jertfa de la Golgota trebuie predicat. Noi predicăm pe Iisus Hristos cel răstignit. Cum? Prin cântare, prin mesajul Evangheliei, prin viața noastră trăită. Și când cineva mi-ascultă cântarea, vă ascultă cântarea. Trebuie să-și pun un semn de întrebare mare. Măi, este ceva în mesajul acestei cântări. Este ceva care îmi răscolește trecutul, îmi răscolește inima. Și mă dă de gol, trebuie să fac ceva. Ce să fac? Să mă împac cu Hristos, Domnul. Când poporul lui Israel iese din Egipt, trec prin Marea Roșie, ca pe uscat. Ajung pe partea cealaltă. Versetul 22 din Exod 14. Copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat și apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga. Am văzut și filme cu viața lui Moise, am citit și din Scriptură și ne-am imaginat și am văzut cum au venit apele dintr-o dată, i-au cuprins pe faraon și pe toate carele lui și pe toți osașii lui și i-au înghițit de vii. Imediat în secunda următoare, auziți, capitolul 15, primul verset, atunci Moise și copiii lui Israel, ce au făcut? Au cântat Domnului cântarea aceasta, ei au zis, voi cânta cui? Domnului, căci El și-a arătat slava, a năpustit în mare pe cal și pe călăreț. Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de laudă. La baza tuturor cântărilor care le cântăm, la baza tuturor mesajelor care le primim, trebuie să fie Domnul. Trebuie să fie Domnul și Hristos de la Golgota, jertfa de la Golgota, Hristos jertfa de la Golgota. La baza aceasta, restul sunt detalii care nu trebuie să nu ținem cont de ele. Acum noi, ca și biserică, dumneavoastră ați fost obișnuiți într-un anumit mod, sunteți obișnuiți într-un anumit mod. Spun lucrul acesta pentru că este foarte sensibil ceea ce vreau să zic. Dumneavoastră veniți la biserică și vedeți, sau cel puțin auziți, știu, auziți o orchestră întreagă care ne acompaniază pe cei care cântăm aici în față. Dacă aș face o demonstrație la instrumentul ăsta care e în stânga mea, în fața dumneavoastră, acolo sunt mai multe lucruri ascunse. Sunt, sau este, să nu zic tobe, să zic percuțe, că sună mai pocăiași tot țără. Așa. Sunt tobe, este chitară bas, este chitară acustică, chitară electrică, sunt suflătoare și toate formează o orchestră așa. Ei, vreau să vă spun, când l-am cumpărat luni, duminică, nu a fost la biserică instrumentul ăsta. L-am ținut acasă vreo câteva luni de zile până l-am pocăit. Înțelegeți? Și atunci au trebuit să lucrez pe el. Pentru că ăștia din lume care construiesc instrumente și Domnul să-i binecuvinteze, să le facă mai ieftin dacă le tot le
Ne permitem și noi una altora. Ei nu le fabrică pentru pocăiți, să vă fie clar. E fabrică pentru vecinii noștri de dincolo. Îi auziți vineri seara când discotecă de bubuie geamurile aici? Nu. Și atunci l-am luat acasă și a trebuit să-l pocăiesc. Bă, percuția asta nu-i bună, nu merge la cântarea asta, trebuie prelucrat un pic, trebuie scos asta. Și mi-a apărut acolo pe display tot instrumentul de percuție, tot, toba mare, toba mică, cinel și așa mai departe, și au trebuit toate prelucrate. Acum sună bine, no, asta e la locul tău. Bun, chitara asta nu-i bună, afară cu ea. Asta iar nu-i bună. Și prin harul Domnului, slava este a Domnului, m-a contactat mai mulți. Frate Nicu, cum sună că la mine nu sună? Bă, te învăț eu. Uite aici îți trimit un set, vreo 200 de MB, nu-i chiar așa de mare, îl încarci și sună exact ca la mine. Ceea ce vedem, instrumentele care le folosim în închinare, dragilor, sunt elemente secundare. Instrumentul ăsta n-a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Eu și cu tine am fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ăsta nu se închină, eu mă închin. Ăsta mă ajută în închinare. Ritm, melodie, orchestrație, sunt elemente ajutătoare. Dar noi trebuie să știm și să înțelegem și să avem înțelepciune de sus și pricepere. Că ce este înțelepciunea și pricepere? Înțelepciunea este să știi ce trebuie să faci. Pricepere este să știi ceea ce trebuie să faci, cum să faci, și virtutea este să te apuci de treabă. Și atunci când venim în fața bisericii cu instrumentul respectiv, nu trebuie să iasă el în evidență. Pentru ca să ne duce la închinarea aceea estetică, aș putea să vă spun multe din lucrarea care am scris-o, închinarea estetică. Wow! Ai auzit acolo, bă, ce figură făcea la pe chitară, tobe și una așa mai departe. Nu. Instrumentul mă ajută, dar ceea ce trebuie să iasă în evidență, închinătorul, închinare în duh și în adevăr. Pentru că astfel de închinător dorește și Tatăl. În vechime erau îngăduite, poruncite sau cum se zice, erlaupt, aveau voie la templu numai trei instrumente, atât: harfa, lăuta și chimvalul. Nu erau mai multe. E vine psalmistul în psalmul 50 și zice după aceea: lăudați pe Domnul cu tot felul de instrumente, lăudați și strigați, bateți din palme, în fine. Dar astea erau poruncite. Acum noi, nou legământ, dragi frați și surori, avem harul de a fi și în țara asta binecuvântată. Eu nu vreau să vă povestesc la ce instrumente cântam în România până în anii 80. Doamne ferește! Aveam un acordeon pe care scria Hochner. Nu știu a cui era în biserică, dar îl plimbam pe la toți. Și nu știu care va din greșeală Hochner să scrie H-O-H-N-E-R, Hochner. Eu luat H-ul ăla, s-au căzut, nu știu, de la mijloc. Și acum scrie Hoher. Hoher în Ardeal înseamnă Golan, Derbedeu. Nu vă povestesc câte investiții, câtă transpirație. Primul keyboard pe care mi l-a cumpărat tata, știți cât a costat? De-aia plânge să nu auziți. Știți cât a costat primul keyboard? Știți că era așa? 36.000 de euro. Ăsta era echivalentul în lei pe vremea aia. 36.000 de lei, o jumătate de mașină. Mult? Foarte mult. Foarte mult. Prin harul Domnului, încă o dată, suntem în țara asta unde suntem binecuvântați.
m-am mai luat așa de tinerii noștri din biserică și am zis, bă, haideți mă faceți ceva. Puneți mâna pe un instrument, dragi părinți, dați-vă copiii la școala de muzică. Plătiți un profesor să-l învețe să cânte la pian, să-l învețe să cânte la vioară. Nu fiți zgârciți aici, investiți în multe altele, știți cum se duc bani așa, fără rost. Plătiți-i un profesor să vină o dată pe săptămână să-l învețe o jumătate de oră, să-l învețe să cânte, să-l învețe și după aceea promovați-l să vină la biserică să cânte, să-l laude pe Domnul. Ați auzit ce se întâmplă, spunea fratele Cristi, de cei care sunt dependenți de una și de alta. Și atunci, de ce să nu investim în copiii noștri? Și prin harul Domnului avem tineri talentați în adunare. Dumnezeu să-i binecuvinteze. În data de 2 iunie sau 1 iunie, când cade prima duminică din iunie, când vom avea acel botez nou testamentar aici, familia Vicovan, care acum sunt parte din biserica noastră, Emily și cu Seng vor cânta, vor lauda aici pe Domnul cu acel instrument imens la care David cânta și când cânta, duhurile îl părăseau pe Saul. Harpa. Extraordinar. Știți că un instrument de la costă câteva zeci de mii de euro? Dar cu ceea ce investim aici ne vom întâlni dincolo. O să intrați pe hol acolo, vă spun acum, în unele sălile de clasă la școala duminicală, cei curioși, și imediat în dreapta sunt câteva cutii acolo, puse una peste alta. Și înainte de asta, bineînțeles că am vorbit cu frații din Bor și am zis, băi, trebuie să le cumpărăm niște instrumente. Gata, cumpărăm. Păi ce le luăm? Zis, uite, au nevoie de un instrument de percuție. Cumpărăm? Cumpărăm. Au nevoie de un amplificator, un combo de ăsta pentru chitară basă, îl cumpărăm. Da. Acum, eu sper ca săptămâna aia să le despachetăm. Nu-i așa, Edi? Tu ai chitară, da? Le despachetăm și le punem și vreau și îmi doresc ca să vedem că lucrați pentru Domnul cu instrumentele astea. Pocăiți-le prima dată. Voi să fiți pocăiți și apoi instrumentul și el trebuie pocăit. Amin? Amin. Frați și surori, îmi doresc ca închinarea în Biserica Betel prin cântare să rămână în continuare o închinare autentică, să lăsăm ca Duhul Sfânt să lucreze prin mesajul cântărilor. Și nu puțin la fel ca și vouă, cei de la grupul Eldad, și nu puțini au fost și ne contactează, care ne urmăresc pe internet și nu numai, și spunea, frate, ne-a cercetat Domnul la cântarea respectivă, cum se numește textul, scrie-mi, te rog. Mi-a vorbit Domnul într-un mod extraordinar la cântarea respectivă, cum se numește, scrie-mi, te rog. Lucrează Dumnezeu când într-un fel, când în altul. Noi, în primul rând, să fim închinători, și instrumentele care le avem la dispoziție, să ne folosim de ele așa încât El să-și primească slava. Nu mă scot eu în evidență ce știu și ce pot. Astea sunt niște abilități care trebuie păstrate în smerenie. Trebuie păstrate la locul lor. Dumnezeu să vă binecuvinteze, tineri dragi, care știți să cântați la cel puțin un instrument și mulți dintre ei știu să cânte la mai multe. Dragi părinți care aveți copii, să vă fie ciudă pe unii dintre, adică să invidiați. Acum când mergeți acasă, luați laptopul sau computerul și deschideți și zic, bă, la ce vrei să înveți să cânți? Păi știu eu, no, la un instrument, la ce te atrage pe tine, cam și asta e important, ce vrei să înveți? Pian, ok, hai să căutăm un pian, hai să căutăm o vioară, hai să căutăm o trompetă, hai să căutăm ceva. Avem niște prieteni în România și ceva rudenii, bineînțeles, și părinții, la prietenii ăștia mei, tare mult și-ar fi dorit ca, virgulă, și copiilor să cânte la ceva. Și le-au cumpărat saxofon, acordeon și una de alta, dar nu, când vedeau copiii că vine taicăsul de la servici, tai un casă și dă-i mâna pe saxofon și apoi sună pe el și deci, nici în ziua de astăzi nu cântă la nimic.
Nu știu cum să procedați în direcția asta, nu știu cum să faceți. Rugați-vă Domnului. Dacă posibilitățile dumneavoastră financiare nu vă permit, contactați-ne. Nicio problemă. Îl cumpărăm ca pentru Domnul. Dar trebuie să fie folosit. Apropo, pentru cei din Biserica Betel, pentru tinerii noștri, pentru fete, băieți, cine ar vrea să învețe la cello? Celo-i vioara aia mai mare. Așa. Cine, fără nicio rezervă, cine vrea să învețe la cello? Daniela? Avem un cello acasă care nu a cântat nimeni pe el. Semi știe, da, Semi? Stă în cui, în hobby room, tu nici nu l-ai băgat de seamă că e acolo. Impachetat, e acolo. Uite, eu îți promit că l-aducem la biserică și ți-l dăm, dar să înveți la el. Așa? Bun. Vioară, chitară și așa mai departe. Și vreau, îmi doresc să vă văd că lucrați pentru Domnul în direcția asta. Deci ce am promis, facem, deci biserica l-a cumpărat, nu l-am cumpărat eu, l-am cumpărat de mult, de tot, și acolo stă în cui. Uite că s-a găsit și cine să-l folosească. Acum voi care n-ați ridicat mâna, bă, dar de ce n-a ridicat? Prea târziu, țușpet. Da. Domnul să vă binecuvinteze. Fratele Tibi are un pian acasă. În lagăr, dar e un pian acustic. Cine vrea să învețe la pian să cânte, să laude pe Domnul? Cine? Raul? Îl dai lui Raul? Da, sigur, la oricine. Ok. Mai aveți instrumente acasă? Țineți minte când am început biserica, nu știu câți dintre voi ați fost chiar la început aici, când am început adunarea și eram la cercul ăla de rugăciune la fratele Romulus acasă. Și ziceam, mă, ne trebuie un acordeon, că nu, cântam noi așa, fără instrument, fără nu știu ce, știi? Și zice un frate, zice, m-am văzut unul la Flowmart. Flowmart e piața de vechituri, știi? Bă, chiar așa, mă, de acolo, să cumpărăm un acordeon de la piața de vechituri. Ei, în duminica următoare s-a ridicat o soră în biserică și a zis, eu am un acordeon nou, nouț acasă, nu cânta nimeni pe el, l-am cumpărat, am vrut să învăț și nu pot, nu știu. Unde-i? Pe aici, pe undeva. Stă în cutie, l-a mai luat Daniel și nu mai întinde din când în când așa. Domnul să vă binecuvinteze, să ne binecuvinteze. Suntem învățați, suntem sfătuiți, suntem provocați, de aceea la treabă. Grupul Eldad mai laudă pe Domnul cu un grupaj de cântări, Domnul să-i binecuvinteze și apoi încet, încet ne apropiem și de încheiere. Amin.